trecerea la români ține 2 săptămâni. E obicei din bătrâni, mă. Ridicați paharele, uitați supărările, că se scurte zilele, mă. Dragi telespectatori, începe emisiunea dumneavoastră preferată, gazda petrecerii, îndrăgita Lorena! Bună seara, bună seara, lume dragă, lume bună! Iară suntem împreună, este joi, așadar petreceți cu noi, cu mine și cu invitații mei frumoși din această seară. Ia uitați-vă câți invitați frumoși am. O să vi prezint pe toți așa pe rând. Astăzi avem muzică live, avem telefoane în direct, avem surprize de surprize, dar avem și rubricuța cu Alinuța. Am să încep prin a-i spune bun venit Alinuței. Bună seara, Lorena, bună seara tuturor! Nici nu știți ce am scornit săptămâna aceasta, ce rubricuță minunată v-am pregătit. O să aflați dezvăluiri inedite doar dacă rămâneți cu ochii pe noi. Pe la joi petreceți fost cu noi și rubricuța cu Alinuța. Vreau unde să spun... Unde ai fost săptămâna asta? Săptămâna asta am fost ca la poliție, la filaj. Am fost cu autobuzul, am fost cu troleibuzul, am fost cu metroul. Te-ai dat cu metroul? Cu metroul am fost împreună cu George Silviu, cel care mă ajută să fac rubricuța. Ce credeți? Am dat peste... Dar nu vă spun, nu vă spun, nu, nu, nu vă nu, spun. Nu, totul la rubricuța cu Alinuța veți vedea. Ce ai acolo în mână, spune-ne? Cui am o aici oferim în seara asta? Am aici trofeul rubricuța cu Alinuța, tigăița, joi petreceți cu noi și rubricuța cu Alinuța. Să spun cui dăm trofeul nu, în nu, seara nu, asta? Nu, nu, nu. Unul dintre invitații noștri va primi trofeul. Bineînțeles că Alinuța i-a realizat un interviu în exclusivitate. Numai aici, la joi petreceți cu noi. Mi-a spus Alinuța că s-a plimbat cu trenul, cu metrou, dar nu știu dacă Larisa Cârlugea s-a plimbat cu metrou prin București. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Din păcate astăzi nu, dar data viitoare cu siguranță... Te vei plimba data viitoare cu metrou. Dan, tu te-ai plimbat cu metrou? Încă nu, dar... O să mă plimb. Lasă că ne plimbăm împreună. Larisa, dacă nu te-ai plimbat cu metrou, spune-ne, tu vii din inima Gorjului, nu? Așa este, da. Și ne-ai pregătit o piesă frumoasă pentru toți telespectatorii, așa să începem în forță. Bine cu Gorjul. Deci e Gorjul la putere. O sârbă și invităm pe toată lumea la joc să ne distrăm așa cum se cuvine. Vrei să saluți pe cineva de acolo din fața micului salut ecran? Salut pe toți cei dragi mie și sunt convinsă că familia, prietenii și... toți cei care mă iubesc sunt în fața micilor ecrane. Dragilor, rămâneți cu ochii pe noi. Începem, am spus, cu o sârbă frumoasă. Hai pui că la ji, la ji, Larisa Cârlugea pentru dumneavoastră chiar acum! Hai pui că la ji, la ji, ca să-mi vedești și copii, de marginea jiului, ca să-mi vedești și
să mă duc la ele să le sărut. O sărută pe Călina, o să se sumără Polina și-o să fac precum să poate și-o să le sărut pe toate. O sărută pe Călina, o să se sumără Polina și-o să fac precum să poate și-o să le sărut pe toate. Foarte frumoasă și merită să o asculte telespectatorii din fața micilor ecrane. Dacă mulțumesc. Mai vrei, poți să rămâi la petrecerea noastră, pentru că noi petrecem până în miez de noapte, dar am înțeles că te grăbești să ajungi acasă. Voi mai sta cât este nevoie. Bine. Stai la petrecerea noastră, avem și mâncare, avem și băutură. Dan Ciotoi este cu noi, îi spun bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur să te afli din nou printre noi, așa, la petrecere, joc și voie bună! Și eu mă bucur știi cu că ce sunt prezent aici. Știi cu ce te primim noi? Cu ce? Ți-i foame? Da. Nu te primim cu pâine și sare, de data asta cum se primește un rege, așa, un rege al muzicii de petrecere. Te primim cu cel mai bun cozonac de la Nea Vasile Cozonac. Dar, ce bine arată! Dar vrei să mănânci, nu? După ce cânt. După ce cânt. Și îți mai dăm, după ce cânt, îți mai dăm ceva. Uite, zi tu, Alinuța, ia un microfon de acolo pentru Alinuța. Gabi. Avem ce și avem cele mai bune mezeluri. De la Mircea Măcelaru. De la Mircea Măcelaru. Uai, ce mâncăm, ce ne ospătăm. Dă-i-le lui Dima, că a zis că e foame. Și pâine nu aveți? Și după o mâncare bună, eu zic că merge și o muzică live. Da. Sara, ție ți-e fomică? Puțin mai târziu după ce ne cânți, da? Dragi telespectatori, le dăm să mănânce invitațiilor noștri pentru că li-i fomică la burtică, dar după ce ne cântă. Eu, de exemplu, nu pot să cânt cu burta plină, așadar, pun cozonacul, îl dau lui Gabi, pentru că lui Gabi vine de departe și lui Gabi e foame. Și acum, Dan Ciotoi, trebuie să îi dăm microfonul de live, pentru că aici se cântă live. Scrieți acolo, dragilor, muzică live, cu Lorena și cu invitații de fală ai României. Chiar acum, stimați telespectatori, pregătiți-vă telefoanele, pentru că vă așteptăm să intrați în legătură directă cu noi. Și, Vali, te rog să afișezi un număr de telefon, pentru că vreau să intru în legătură directă cu telespectatorii mei. Mi-e tare dor de telespectatorii mei și mi-e tare dor să ne cânte chiar acum Dan Ciotoi împreună cu formația. Îi prezentăm pe membrii formației după ce ne cânt. Muzica, iau! Dacă nu te văd o zi, văd ce supărare. Mi se pare o zi, ziua lună mare. Oh, un minut de te-aș vedea. N-ar mai plânge inima. Cumva ca să te văd, măcar și să te sărut. Vino mai fetițo, dragă, nu mă lăsa să aștept. Când e dor de-a ta buriță și vreau să te strâng la timp. O minut de te-aș vedea. Oh,
invitat și din aripa tânără a muzicii populare românești, dar imediat o să le luăm cuvântul și celor mici. Dar acum a venit rândul, dragii mei invitați, să vorbim cu telespectatorii, pentru că telespectatorii m-au certat. M-au certat, mamă, ce mi-au făcut pe Facebook și s-au supărat pe mine pentru că n-am mai vorbit și n-am mai făcut dedicații în direct. Ei, acum este momentul să spunem în cor, alo! Alo, să rămână! Bună seara! Mai tare, mai tare, faza ca și Christopher! Te pupăm! Te bucur că am intrat în legătură directă cu telespectatorul nostru fidel? Da, da. Mă bucur că ești primul telespectator. Te ascultăm. Ce preferință muzicală ai pentru seara asta? Seara asta eu vreau să cânt Aliuța. Alina Ionescu. Cine? Alina Ionescu? Da, da. Alinuța cu tigăiuța, nu? Da. Te pup, Christopher, te pup. E fanul nostru. Anul nostru. Anul emisiunii noastre. El postează acolo pe joi, petreceți cu noi, am dat... Ia, ce melodie îi cânti mai târziu puțin? Ce melodie vrea el? El să-mi spună ce melodie își dorește foarte... Da, sigur că da. Christopher, că da. Mulțumim tare mult pentru telefon. O să intrăm în legătură și cu alți telespectatori. Dar acum vreau să mai vorbesc puțin cu Dan Ciotoi. Dan Ciotoi, ce faci? Cum te simți? Ești în formă? Sunt bine, mă simt bine, sunt în formă, totul e ok. Mă bucur. Văd că n-ai venit singur. Ai venit împreună cu formația ta să le încânți inimioarele telespectatorilor. Bineînțeles, bineînțeles. Și bineînțeles o să cântăm și noi dacă ne dai voie puțin mai târziu cu formația ta. Sigur că da. Îi prezentăm așa, îl prezentăm pe prietenul nostru Dan Hanciuc. Bine ai venit! Dai microfonul! Mai, bună nu avem, seara, bine numai v-am un regăsit! Microfon avem. Uite că avem mai multe microfoane, dar erau ascunse acolo. Ce faci, Dănuț? Mulțumesc, bine! Am venit cu aceeași mare plăcere ca de fiecare dată la emisiunea voastră. Mă bucur să te văd! Nu te-am văzut că am de multicel. Și eu mă bucur să vă revăd. Dă microfonul următorului membru al formației... Nepotul, Alex. Nu? Alex? Alexandru. Alexandru, bine ai revenit bine și tu. Bine v-am regăsit. Ce faci? Nu mai îmi zici nimic? Nu saluți pe nimeni? Salut familia, salut prietenii, salut iubita mea, soție. Așa. Sper că nu-i geloasă. Că am venit și am pus așa, te-am îmbrățișat un pic. Mi-e tare, dragi mis membrii formației lui Dan Ciotoi. Mulțumim. Și, bineînțeles, Alex, să știi că cei care fac parte din familia Dan Ciotoi sunt așa mai tăcuți. Zici că sardele. Da, așa e felul nostru. Așa e felul. Da. Bine, mă bucur că ai revenit. Am ajuns și la Dima. Bună seara, Lorena. Mezinu formație. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt mândru să fiu aici cu voi. Și eu mă bucur și chiar că ai revenit. Am emoții din nou. Ei, dar de ce să ai emoții? Salut și familia. Și pe finul meu. Și pe finul meu, Cristian. Finul Cristian să se ridice în picioare la butoane verticale supranaturale. Cristian, te pup! Stai acolo și vorbește că te văd toți telespectatorii. Salut toți telespectatorii. Uite că te-am făcut vedetă, gata. Gata. Să vadă tot pădurenul, uite. Cristi, sper că nu ai emoții. Dacă nu, ai emoții, am emoții. Nu, îți luăm emoții. Interviu mai târziu. Pregătește-te, okay. Da? Și Lore. Mă pregătesc. Da. Bună, Roxana! Bună! Și pe Roxana! Bună, Roxana! Și... Să uite la noi! Da. Roxanita, Mamaia. Te pupăm! Mamaia Florența! Mamaia Florența! Și pe mămica ta, te pupăm! Și pe mama! Cum și pe mămica! Te iubesc, mamă!
Să fii mândră de mine. Vă iubim pe toți telespectatorii. Nu știu cu cine mergem mai departe, dar eu aș vrea tare mult să mergem mai departe cu o melodie în interpretarea prietenei emisiunii noastre, micuța vedetă a Vasluiului. Oare despre cine este vorba? Să vin aici lângă mine dacă se simte cineva frumoasă și vedetă, Sarah Bumbu! Bună seara! Bine ai revenit, scumpa mea! Bine v-am regăsit! De data asta ești fără Mihăiță, dar eu am zis că te aștept și singură, și cu Mihai, și oricine dorești tu. Oricum n-ai venit singură, ai venit cu mămica, cu tăticu, și vreau să-i salutăm. Și dacă mai ai tu pe cineva să salut, te rog. Aș vrea să-mi salut colegii, doamna dirigintă, doamna Carp, și doamna Alexandra, profesoara mea de canto. Bine, și acum ești pregătită să ne oferi o primă piesă în această seară. Te ascultăm cu mult, mult drag, Sarah Bumbu! Imagine a land so far away, please, with the cat of the camel's room. Where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west, and the sand and the glass is right, come on down, step on bar, hop a carpet and fly to another Arabian with caramel collected stores. You can smell every spice. We hug all the price, those kisses and the sudden shows. All the music that plays is a move that amazes and a haze and a pure delight. You're caught in a dance, you're lost in a trance. I'm another Arabian night. Avem în seara aceasta, ce spuneți, dragii mei colegi? Despre seara ce spuneți? Spuneți că v-a plăcut și patru de da, așa că treci mai departe, Sara. Încă o dată aplauze, dar să vedeți, să vedeți, dragilor! Avem, vine din voluntari, avem o altă fetiță tânără, talentată și frumoasă și poartă un costum popular extraordinar. Bine ai venit, draga mea, Maria Victoria Văsi! Bine ai venit! Spune
spunem și tu ceva la microfon. Bine v-am găsit! Bună seara și bine v-am găsit! Așa, iubita mea! Mă, eu zic așa, s-o punem la cântat până îi mai trec emoțiile și apoi vorbim după ce ne cântă. Sunteți de acord? Da, da. Atunci, uite, scena ți aparține, Maria Victoria Văsi. Este joi! Rămâneți cu noi! Este joi! Rămâneți cu noi! Am revenit
sfârșit cu voie bună, dragi telespectatori. V-am spus că în seara asta avem surprize muzicale. De data asta vedeți aici că sunt înconjurată de tinere talente, fetele mele frumoase. Bine că și Mabruc e tot tânără acolo și Margo este tânără, dar cea mai tinerică și mai pregătită pentru cântat chiar în minutele următoare este Maria Alexandra Dobre. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ce faci, Măriucă? Numai Măriuci! Măriuci am în seara asta, ci! Ce faci? Ce frumoasă ești tu! Vă mulțumesc! Vreau să-ți fac o piruietă, să te vadă toată țara. Vă place? Vă place invitata mea? Deci e foarte frumoasă. Vreau să-mi spui ce modele ai tu de artiști în muzica populară românească? Păi, în primul și în primul rând, Maria Tănase și Maria Butaciu. Cu ele am început să învăț primele melodii. Și ce melodii ai învățat tu pentru astăzi? De exemplu? Acum, astăzi, o să vă cânt prima melodie. Care prima? Va fi Ia uite-o zău, din repertoriul Mariei Tănase. Ah, sigur că da, o melodie foarte frumoasă pe care telespectatorii noștri o cunosc și o să o cânte cu tine. Dar înainte de asta, Măriucă, vreau să te lauzi așa, să ne lăudăm împreună cu premiile obținute, pentru că Alinuța, asistenta mea, este aici cu câteva diplome. Alinuța, tu nu ai microfon, dar nu e nicio problemă că ne ajută Cristinuța acolo cu un microfon. Foarte și multe diplome, nu sunt deloc puține. Se acordă premiul întâi secțiunea muzică populară la Festivalul Luminii Sonore, la Festivalul Flori de Cântec și de Dor. Să le arătăm și la telespectatori și chiar scrie Dobre Maria Alexandra pe toate diplomele. Și pe toate diplomele scrie premiul întâi. Dobre Maria Alexandra. Bravo. Cum îți spune mami? Maria sau Alexandra? Maria. Măriuca mea, spune-mă, care este cel mai important premiu pe care l-ai obținut tu? Sau la care ții tu mai mult, așa? Care diplomă îți place cel mai mult? Păi, premiul care, cum să spun, nu să spun îmi place, să spun că... Te-a adus așa pe o treaptă importantă în muzica populară, nu? Care fost, este? Stai că-ți șoptește mami acolo. Uită-te, ce șoptește? Trofeul grupei de la... De unde? De la Mangalia. De la Mangalia? Oare o găsește acolo Alinuța? Da, să vedem despre ce este vorba. Dacă nu, până o găsește, uite, ăsta este, nu? Da, trofeul de la Festivalul grupei Tinereții. Folclor. Și datorită acestui trofeu am obținut și o excursie la Tuzla. Bine, o vacanță. Felicitări! Și văd că ai cântat acolo, ai interpretat o doină, e adevărat? Da. Deci tu te pricepi și la doine și la orice cântec. Da, uite-o zău, chiar acum, ia uitați-o pe Maria Alexandra Dobre cum vă cântă și vă încântă inimioarele live, muzica.
spectatori, nu putem să mergem mai departe decât cu o altă măriucă. Dar de data asta este vorba despre Maria Gabriela Angel, prietena emisiunii noastre. Toate sunt prietenele emisiunii noastre. Tu ai fost și data trecută. Hai, vino mai încoace, așa să nu stai în fața Sarei. Bine ai venit, măriucă, bine ai revenit. Vă mulțumesc și bine v-am găsit. Frumoasă ca întotdeauna. Bineînțeles că ai venit cu mămica, nu? Da. Și cu tăticu? Nu. Numai cu mămica, dar cu mămica mergi peste tot, nu? Da? Da. Și ce ne cânti azi? Queen îmi place dragostea și... Prima piesă. Cui îi place dragostea? Cui vrei să o dedici de acolo, din fața micilor ecrane? Tuturor celor care se uită la noi acum, la Etno TV. Acum, așa. Hai să începe melodia. Să înceapă melodia? Păi atunci să înceapă melodia, Maria Gabriela Angel! Este joi! Rămâneți cu noi! Este joi! Rămâneți cu noi! Muzică, joc, voie bună, prieteni!
suntem frumoși. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru că ați răspuns cu da invitației mele. Și să știți că, dragii mei telespectatori, nu v-am uitat nici pe dumneavoastră. O să facem ceva să fie bine, să vorbim și cu dumneavoastră, să solicitați melodii în continuare. O să găsim noi așa o oră la care să ținem legătura. Ce ați spune, dragilor, de o emisiune, Lorena și prietenii, la miezul nopții? Bine, nu chiar la miezul nopții, așa puțin de pe la ora 22. Ce ați spune? Ați fi de acord? Vă culcați de vreme? Nu știu, îmi spuneți dumneavoastră chiar acum. Alo! Ce rămâne, doamna Lorena! Bună seara! Domnul nostru poet Achiței Dumitru! Bine ați revenit! Da, da. Ce faceți? Vă mulțumim tare frumos! Salut cu mult respect toată echipa din platou! Aveți multe frumusețe și voie bună! Și ne transmiteți și nouă telespectatorilor din energia dumneavoastră, pentru care vă mulțumim din suflet și să auzim numai de bine. Vă mulțumim pentru susținere, domnul Achiței, și vreau să vă întreb ce preferință muzicală aveți pentru seara aceasta. Cine ați vrea să vă cânte? Toate cântecele frumoase și n-am preferințe. Am înțeles. Iubesc pe toate. Am înțeles, domnul Achiței. Vreți să salutați pe cineva? Deocamdată nu. E un simpatic, domnul Achiței. Vă țupă sufletel. Și rămână și petrecere frumoase în continuare. Toate cele bune, vă mulțumim. Telespectatorii noștri sunt senzaționali. Îi iubesc din tot sufletul și de aceea mă gândesc să fac o emisiune specială pentru ei. Dragilor, o să vă cânte toți telespectatorii, toți și telespectatorii cântă cu invitații. Toți invitații o să cânte în seara asta, dar eu zic că dacă tot a venit Dan Ciotoi de la Târgoviște sau cine știe de pe unde a venit, că au avut spectacole multe în vara asta, apoi eu zic să profităm așa de bunătatea lui și de vocea lui inconfundabilă și să-l punem la treabă. Dan, de unde vii tu acum? Că de unde vii la ora asta? Acum vin de acasă, dar de acasă. De unde o să plec? De mâine. Unde o să pleci, chiar? Mâine sunt în zona, sunt în București, după aceea Bistrița și Mergi Bicaz. La mine, la Ardeal, nu? Da, merg la Ardeal. Și Bicaz și unde te solicită lumea, tu acolo sigur, te sigur, duci. Da. Unde te găsește lumea în afară de TV? Tu ești activ și pe Facebook, pe Instagram? Pe Facebook, da, da, da. Pe Facebook, nu? Pe Facebook căutați-l Dan Ciotoi și bineînțeles, de multe ori la emisiunea Joi petreceți cu noi, pentru că Dan este cel mai mare prieten al nostru, alături de Alinuța, alături de formația lui preferată, care îl însoțește peste tot, nu? Te însoțește formația. Da. Da, da. O să vină și o să îi vedeți pe toți mai des. Te provoc să ne cânți o melodie care, de fapt, te-a consacrat, cred că, da, pe tine. Este, da, vorba despre... Sarulanțul de iubire. Sarulanțul de iubire. Așadar, dragilor, schimbăm microfoanele pentru că aici se cântă live. Așadar, dați televizoarele la maxim, Dan Ciotoi, formația și invitații pentru dumneavoastră! Nu te mai gândi la mine, ce-am mult după mai bine. Să rog lanțul de iubire, ce-n început al rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-am mult după mai bine. Că preună am fost, ce mult ne-am iubit. Ce păcat, petițor, că ne-am despărțit.
împreună am fost. Ce mult ne-am iubit, ce păcat de frizor când ne-am despărțit. Sunt un vagabond, vrei să mă obtingi de tot, dar nu-mi rabde inima, caut de pe cineva. Zici că sunt vagabond, vrei să mă obtingi de tot, dar nu-mi rabde inima, caut de pe cineva. Cu preconul am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat de tizor că ne-a despărțit. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat, fetițo, că ne-a despărțit. Pentru tine, draga mea, că mi-e rupt inimea rău. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine. Pentru tine, draga mea, că mi-e rupt inimea rău. Și toată lumea! Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat pe tizor, că ne-am despărțit. Împreună am fost, că ne-am despărțit. Bine! Bravo, Sara! S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-a fost nu va mai fi. S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine, ce-a fost nu va mai fi. Bine, bine! Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat pe tizor că ne-am despărțit. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat de tizor că ne-am despărțit. Și acum fetele, fetele! Ești un mare vagabond, crezi să mă oftiști de tot, dar nu rabdă inima, caută-ți pe altcineva. Și toată! Ești un mare vagabond, vrei să mă oftiști de tot, dar nu rabdă inima, caută-ți pe altcineva. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, ce păcat pe ce păcat, fetițo, că ne-a desfărțit. Dacă avem
avem muzică live normală, l-avem și pe maestru Dan Ciotoi, mai avem și invitați de invitați, dar ați văzut că avem și tinere talente și dacă Dan îmi dă drumul la fustă, pentru că mi-a călcat... mi-a călcat un pic pe fustiță. Uite, îți dau microfonul ăsta dacă vrei să... Scuze. Ai văzut, Dane? Am zis că dacă îmi dai drumul la fustă, pot să mă duc un pic aici lângă tinerele noastre talente și vreau să te întreb pe tine, cum ți s-au părut vocile celor mici? Perfecte. Perfecte. Da. Sara Bumbu cântă muzică ușoară, dar s-a descurcat la muzică de petrecere? Da. Ți-am spus, draga mea, că te descurci, dăm puțin microfonul. Te-ai descurcat extraordinar și ai cântat foarte bine cu maestru Dan Ciotoi, dar și colegele tale au cântat frumos. Ce ziceți să vă dau eu o provocare puțin mai târziu? Să cântați și din alt registru muzical, nu? Da. Aș putea să vă dau, nu? Da. Bine, că-i da, le dau și fetelor mai mari și dau și lui Gabriel, Constantin, ce crede că scapă, și Cristina Pârvu. Îl punem și pe Dima să cânte astăzi live, de ce nu? Îi punem și pe instrumentiști, pentru că așa se poartă. Dar acum, Sara, dacă tu mi-ai demonstrat că poți să cânți muzică de petrecere, acum te provoc să ne cânți. O să vezi tu ce ne cânți. Ia, du-te repede, Sara, Bumbu! I've listened to the radio, I sing along to every song I know. It makes me wanna get to you faster. Cause ever since the day we've met, you've been as good as anything can get. It's your day one, I wanna look up. Got me flying higher than the sun, cause you know me more than anyone, and you're always there to lift me up. It's like everything is going right, and I don't wanna leave your side. It didn't take me long to realize
Dancing on the stars, we are, we se ducă mai departe atât muzica populară cât și muzica ușoară și bineînțeles că încă o dată felicitări tuturor. Dragilor, ne-a lăsat Sara fără cuvinte, atât pe mine m-a lăsat fără grai, cât și pe invitații mei, îi auzeam acolo șușotind în spate, ci că li s-a ridicat părul pe mână, așa o expresie din aceea care îți provoacă plăcere interioară și te gâdile puțin așa la urechiușă. Dar o să ne gâdile la urechiușă și următorul moment. Pentru că pot să vă spun așa despre următorul invitat, că este prietenul emisiunii noastre, Gabriel Constantin. Să-l aplaudăm tare retor. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ai revenit, hai să te țuc ghetăți. Să rămână. Am venit să ne distrăm cu prietenii noștri aici, să facem atmosferă. Să ne simțim bine cu toții. Ai venit să te distrezi și cu maestru Dan Ciotoi. Bineînțeles, cu maestru Dan Ciotoi, cu toți invitați. Prietenii noștri. Ai zis că vrei să o facem lată. Neapărat trebuie. Și ce faci? Pe cine saluți înainte de a cânta? Toți prietenii noștri Etno TV și toată lumea prezent aici. Se uită aici, cineva toți... la da, tine în mod special, așa. Toți cunoscuții. Cineva care te iubește așa foarte mult. Toată lumea mă iubește. A, toată lumea te... Deci tu nu vrei de fiecare dată... Și sunt și modest. E și modest de câte ori te întreb așa. Eu vreau să te întreb, Gabi, dacă ai pe cineva special acolo în spatele... Este, în fața televizorului. Este, am foarte mulți prieteni special, da. Prieteni. Da. Dar prietena? Din cauza asta le... iubită? Avem și iubit, avem tot ce trebuie. Așa, asta am vrut să aud. Păi, și... dacă ești pregătit... Am melodie special pentru toți prietenii noștri. O melodie specială pentru toți prietenii noștri. Atunci muzica să răsune și Gabriel Constantin să cânte. Și-un pahar, să chemăm și-un lăutar. M-am gândit că ar fi bine să chem prietenii la mine, la o vorbă și-un pahar, să chemăm și-un lăutar. Cred în oameni domenie și-n cuvântul prietenie, cu ei îmi fac zile bune, ei și ei la mine. Cred în oameni domenie și cuvântul prietenie, cu ei îmi fac zile bune, țin la ei și ei la mine.
cinstim și năutarul. După ce mai bem nițel, cântăm și noi toți cu el. Să umplem din nou paharul, să cinstim și năutarul. După ce mai bem nițel, cântăm și noi toți cu el. Cred în oameni domenie și-n cuvântul prietenie. Cu ei îmi fac zile bune, țin la ei și ei la mine. Cred în oameni domenie și-n cuvântul prietenie. Cu ei îmi fac zile bune, țin la ei și ei la mine. Este joi. Rămâneți cu noi. Este joi. Rămâneți cu noi. Ședeam bine în pân. Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău, iar floarea de măr ședeam bine în pân. Când se lasă seara peste București, mă uit după tine, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, mă uit după tine, dar văd că nu ești. Noapte, cineva la ușă bate. Am luat de pe masă pijamă, am deschis, era Maria. O, Maria, bur și nu te pot uita. O, Maria, tu ești toată viața mea. O, Maria, bur și nu te pot uita.
bine să mergem odată. Marinela, marinela, fată, hai cu mine să mergem odată. Hai la Virginie, hai de la Constanța, hai pe litoral ca să facem bani. Hai la Virginie, hai de la Constanța, hai pe litoral, hai să facem bani. Era cea mai frumoasă fată de eu m-am îndrăgostit. Aseară când mergeam pe strada, o fată m-a întâlnit. Era cea mai frumoasă fată de eu m-am îndrăgostit. Alina nu-mi pleca, Alina, tu ești viața mea. Alina, pentru tine am zilele bune. Lorena nu-mi pleca, Lorena, Lorena, pentru tine n-am zile nebune. Lorena! Ce-n strada, o fata m-a întâlnit. Era cea mai frumoasă fata de eu m-am îndrăgostit. Prieteni, spuneți, ați văzut-o, a trecut pe aici cumva. Era cea mai frumoasă fata, Alina o chema. Alina, nu pleca, Alina, tu ești viața mea. Alina, pentru tine n-am zile. Lorena, nu pleca, Lorena, tu ești viața mea. Lorena, pentru tine n-am zile nebune. Bine, tare! Ia-uzi! Să sărătăm văzut, mi-a zâmbit și doar atât. Cineva, fără ca să vrea, cât mișc Claudia. Este cineva, fără ca să vrea, cât mișc Claudia. Claudia, Claudia, mă și unde pot uita. Claudia, Claudia, și-a stins de vina ta. Claudia, Claudia, mă și nu te pot uita. Claudia, Claudia, mea e mare și nu știu dacă va trece. Banca noastră
cea din bar, așteaptă zi de zi. Nu știe că ești plecată sau dacă o să mai vii. Laura, spune, mă iubești, Laura, îți mai amintești, când jure că mea grea pe obraz, cât din mine nu vei să te lași. Laura, spune, mă iubești, Laura, îți mai amintești, jure cu lacră pe obraz, că de mine nu e să te faci. Bravo! Inegalabilul Dan Ciotoi pentru dumneavoastră, împreună cu trupa Generic, nemuritorii noștri! Scumpilor, a cântat Dan Ciotoi pentru toate fetele din platoul emisiunii. Dacă nu și-a auzit vreuna numele, să ridice mâna sus. Marco. Sara, Marco. Deci, Dane, data viitoare, te rog, Dima, să-mi dai microfonul acela negru, să vorbească Dan. Dan, să le faci și data viitoare le facem și lor. Sara, Margo, uite, de exemplu, poți să faci și pentru băieți. Sau, mă gândesc eu așa, să fac cu fetele pentru băieți câte o strofă, să nu se supere. Ceva da. Pentru Ion, pentru Vasile, pentru... Păi și-am venit să petrec bine cu Ion și cu Vasile, dar am venit să petrec și cu telespectatorii, pentru că sunt pe fir chiar acum. Spune-mi, alo? Păi, dar dați-mi legătura cu doamna Lorena. Da, eu sunt... Cu cine am onoarea? Mă numesc Vasile Topârceanu. Da, bine ați venit! Mă numesc Vasile Topârceanu și salut pe toți din studio. Vă salutăm, domnul Vasile. Ați văzut că bine v-am făcut eu strofa aia cu... Și le salut pe cele două doamne care mă aplaudă pentru că mă cunosc. Îl cunoașteți da, pe domnul Vasile? Sigur că da. Și domnul Vasile, vă așteptăm cu mare drag aici în emisiunea noastră. Domnul Vasile este unul dintre câștigătorii crizantemei de aur. Da. Îl salut pe domnul Ciotoi, că ne-am întâlnit de 3 ori la studioul dumneavoastră. Felicitări, domnul Vasile. Felicitări. Sunt primul bucureștean care am adus crizantema de aur la București. Felicitări încă o dată. Am melodii și cântece din toate genurile muzicale. 5 CD-uri. Vă așteptăm în platoul emisiunii. Joi petreceți cu noi, domnul Vasile. Când veniți? Vă îmbrățișez cu drag, cu respect și stimă pe toți. Domnul Ciotoi, vă salut cu respect. Ne-am întâlnit de 3 ori la studioul Etno TV. Cu respect. Cu respect pentru dumneavoastră. Vă mulțumim pentru telefon, domnul Vasile. Dragi telespectatori, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim repejor. Nu plecați, nu vă dezlipiți de televizoare! Petrecerea la români ține 2 săptămâni. Petrecerea la români ține 2 săptămâni. Am revenit, dragi telespectatori! Ia uitați-vă ce am eu aici în farfurie. Am vrut și eu să fac reclamă la Nea Mircea Măcelaru. Am vrut să fac reclamă la Nea Vasile Cozonac, Alinuța. La ce mai facem și noi reclamă? La ce a mai rămas ce a mai rămas din Nea Vasile Cozonac și din Mircea Măcelaru? E bine, Măcelaru. Dar mai trebuie. Deci vă dați seama, dragi telespectatori, sper că nu v-am făcut poftă, dar Nea Vasile, vreau să vă anunț așa și pe dumneavoastră și pe domnul Mircea Măcelaru, fiți atenți. Dan Ciotoi mai vrea produse din astea să mănânce, i-au plăcut foarte mult. Și ție ți-au plăcut. Și eu vreau să-i anunț, să le dea Dumnezeu sănătate, să țină obiceiul. Că... Și mie iată. Mi-au plăcut, dar zic eu așa că n-am apucat numai să gust. Nu știu, Cristinuța, dacă o mai apucat ceva să mănânce. Sunt la regim. Ești la regim? Să... Noroc de la Dumnezeu că ești la regim. Deci eu o să merg acasă și o să mănânc. Uite, ține aici asistenta mea frumoasă, te rog frumos să te
ocup de farfurii. Uite, Margo ne ajută, pentru că asta e nemâncată, nebăută. Acum bine că putem să cântăm. Cristina, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că ai revenit, înseamnă că te-ai simțit bine în emisiunile trecute și de fiecare dată vii cu inima deschisă. Să știi că și noi te așteptăm cu brațele deschise. Mulțumesc tare mult și cu siguranță toată lumea se simte bine aici, alături de tine și de cei mai minunați invitați. Pe cine vrei să saluți din fața micului ecran? Pe băieții mei. Vă iubesc mult, pe tatăl meu și pe frații mei. Îi salutăm și noi. Mă gândesc că ai venit cu piesa aceea frumoasă cu femeia. Sigur, numai femeia. Numai femeia. Să știi că mie îmi place foarte mult, chiar vorbeam cu colegii mei în pauza de publicitate, înainte de a veni tu, de fapt, că noi am mai avut o filmare. Și ziceam, oare ce-ar fi să-i cer piesa aceea Cristinuței, să o cânt și eu, să o reorchestrez și să o scot așa frumos la Edno TV? Dar nu pot, că e piesa ei, e piesa fetei. Apoi, ce să facem? O să-mi facă alta Cristinuța, nu? Îți dau voie. Îmi dai voie? Aoleu! Dar n-ai scos-o nici la o casă de producție, nicăieri? Aș vrea să fac și un videoclip pe viitor, dar deocamdată nu. Am înțeles. Bine, atunci dacă vrei să faci, te las pe tine să faci și să te desfășori chiar acum în platoul emisiunii Joi Petreceți cu Noi, numai femeia Cristina Pârbu.
filă. Trece viața filă cu filă. Cântând această piesă sau chiar imprimând-o pe undeva, ați auzit, da? Cristina, mi-a dat voie, Cristinuța. Haide, Cristinuța, încoace. Cristinuța! Aoleu, eu vorbesc cu Cristinuța. Eram în discuție acolo, despre piesă. Păi vino aici, Dane, să tratăm. Haide, Dănuț, vino lângă mine aici să tratăm, așa, să ne dea piesa, să o facem. Ia, vine și Alinuța. Măi, fraților, eu am învățat și versurile. Și da. Cum e? Hai să o cântăm un pic, așa, să vedem dacă ni se potrivesc vocile, Dane. Nu mai femeia, dă-ne tu tonul, la orice Cristina. La cât este cheia. Eu nu știu. Dragi telespectatori, facem în felul următor. O învățăm și o cântăm în emisiunea următoare, nu? Da. Gata, s-a făcut. Mulțumim, Cristinuța, Pârvu Textier. Bravo, Cristina! Cristinuța este și textier, este și interpretă, este și prietena emisiunii noastre. A făcut și mine melodica. A făcut tot, păi bineînțeles, este și textier, dar și compozitor. Uite, de exemplu, Cristinuța, poți să compui pentru fetele acestea frumoase, talentate. Ia veniți lângă mine toate măriucile și Sara și toată lumea. Haide, înșade bine așa cu fetele astea faine și talentate. Of, Doamne. Dar păi eu zic așa, dragi telespectatori, să le ascultați, pentru că au voci minunate. Sunt toate patru talentate. Uite, poate vă gândiți să faceți așa o piesă în patru. Ce ziceți? Sunteți frumoase toate, sunteți talentate și nu vă rămâne decât, uite, textier avem, compozitor avem, studio avem, îl avem pe Dima. Numai că nu prea are timp, Dima. Că am zis să-mi facă și mie, dar nu a avut timp. Așa că haideți să le invităm în scenă, în ordinea numerelor de pe tricou. Văsi Maria Victoria, apoi Dobre Maria Alexandra, apoi ne cântă și Maria Gabriela Angel și, nu în ultimul rând, dar
adică știți cum vine, că cei din urmă vor fi cei din tâi, Sarah Bumbu. Haideți să le ascultăm și să ne bucurăm de cântecele lor. Thank you.
așa, așa. Așa, câțiva prieteni mai mari și mai mici și să sperăm că vom fi pe placul inimii dumneavoastră până la finalul emisiunii. Alinuța, colega mea frumoasă, asistenta mea, a fost astăzi plecată, nu știu unde a fost cu rubricuța, dar ne spune ea, imediat aflăm de la Alinuța. Alinuța, draga mea, cu tigaia, cu sunt trofeul. Sunt aici cu trofeul emisiunii. Astăzi îl dăm unei legende vii a muzicii de petrecere, supranumit și tatăl manelelor, cel a cărui muzică din totdeauna a răsunat în boxele petrecerilor, în boxele caselor noastre, ne-a adus în dar cele mai frumoase cântece nemuritoare de generații în generații, cântecele. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Absolut. Este absolut. Vorba, da, ați ghicit, este vorba despre nimeni altul decât Dan Ciotoi! Îl invităm aici lângă noi. Auzi, cică rimează. Maestru Dan Ciotoi, vino aici între noi. Du-te, Alinuța, acolo. Vino aici între noi și să te felicităm pentru toată cariera ta artistică. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Îți înmânăm așa un trofeu. Tigăița. Să faci clătite sau în tigaie, nu știu, să cânți cu tigaia. Mi-a spus domnul Dan că o agață la el în cameră, așa, pe perete. Și da, o să se uite... tot timpul. Și se gândește la melodia aia. Dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Pe om nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Vă cântăm mai
târziu un pic așa. Sau ce ziceți, o strofă, o strofă așa, o strofă. Hai, fii atent, cu mi, 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 mi major. 1, 2, 3 și. Dar mă ajutați, da, și voi. Hai, 1, 2, 3 și. Cântăm așa, la rece, nu, nu neapărat cu... Hai, și. Hai, gălăgie! Mai ușor, mai ușor, fiți atent. Dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Pe ochi nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Dau fugar cu ce-am pe mine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. La promoții în magazine, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Ce vulzeală, ce bătaie, pe o oală și o tigaie, că vor toți să cumpere tigaie la reducere, măi! Să cânt eu foarte mult în seara asta, pentru că invitații mei sunt fără număr și nerăbdători să ne cânte. Dar și eu sunt la fel de nerăbdătoare să aflu ce a scos Alinuța de la Dan Ciotoi. Pentru că i-a pus niște întrebări, mamă, mamă, ia priviți aici materialul și apoi vorbim. Bună seara și bine v-am găsit, dragii noștri telespectatori. Iată-ne la o nouă rubricuță cu Alinuța, special pentru dumneavoastră, într-un decor cu totul și cu totul nou. Avem un invitat special, o legendă a muzicii de petrecere, special în această seară aici, în platoul nostru, pentru dumneavoastră. Haideți să aflăm împreună despre cine este vorba. Chiar de cel care, nu de mult, la toate petrecerile dumneavoastră, răsuna în boxe cu cântece precum Banina de fericirea, Salut lanțul de iubire și frate, frate, frățiorul meu, știm cu toții că v-au făcut zilele și inimile mai duioase. Haideți să descoperim împreună cât mai multe secrete din viața de artist și nu numai a domnului Dan Ciotoi. Bună seara și bine v-am găsit, domnule Dan Ciotoi. Mulțumesc pentru invitație. Știm că formația Generic s-a bucurat de un real succes încă de la debuturile sale. Cum priviți după atâția ani de carieră, ce bucurie aveți în suflet când vedeți că, de fapt, formația Generic se adresează tuturor grupelor de vârstă, încă de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, cu toții știu și cânt alături de dumneavoastră la spectacole legendarele cântece. Sunt impresionat de faptul că majoritatea hiturilor noastre sunt cunoscute și de tineret, deci putem spune că muzica noastră a parcurs două generații și dacă e posibil să capteze și generația a doua, este minunat pentru noi și ne bucurăm foarte mult. Domnul Dan Ciotoi, banii n-aduc fericire? În contextul cântecului chiar este foarte adevărat, fiindcă a fost o alegere a unei fete între bani și dragoste. Și bineînțeles că dragostea a învins banii. Știm că dintotdeauna ați fost și sunteți un bărbat șarmant, un gentleman, un bărbat atrăgător și chiar dacă nu mai sunteți la prima tinerețe, încă numărați zeci și sute de fane. Este în inima dumneavoastră o femeie pe care nu o veți uita niciodată? Este în inima mea o femeie pe care nu o pot uita niciodată. Este. A fost mai dificil sau a fost mai ușor în viața dumneavoastră pentru că sunteți Dan Ciotoi? Nu pot să spun dacă a fost ușor sau dificil. Cred că și una și alta au fost împreună și dificil. Ca în viața fiecărui om, nu toate lucrurile sunt roz, ca aici la noi la rubricuța cu Alinuța. Știm că ați avut și anumite probleme de sănătate. Putem spune că a fentat necazurile Dan Ciotoi? Putem spune și asta, dar cel mai bine și mai bine trebuie reținut faptul că fanii mei s-au rugat pentru mine, pentru sănătatea mea. Parcă asta am simțit și eu și am terminat cu bine tot ce a fost mai rău. Dintre toate hiturile dumneavoastră, și nu sunt puține, care este melodia care
are așa un loc aparte în sufletul dumneavoastră? Un loc aparte în sufletul meu îl are melodia Întoarce-te, tăticule, înapoi. O poveste specială? Are o poveste specială. Este din viața mea și familia mea. Știm că ați avut și aveți foarte multe colaborări cu artiști celebri, însă, la fel de bine știm că sunteți și o rampă de lansare pentru tinerii care bat la porțile afirmării, cum a fost și în cazul meu de altfel, și țin să vă mulțumesc aici la rubricuța cu Alinuța încă o dată și încă o dată pentru faptul că datorită dumneavoastră, iată, porțile mele s-au deschis. Vă mulțumesc tare mult și vrem să transmitem și celor de acasă. Există posibilitatea de a colabora cu Dan Ciotoi? Sigur, porțile sunt deschise pentru oricine. Tinerii artiști pot îndrăzni să vă caute pentru colaborări? Bineînțeles, pot îndrăzni. Domnule Dan Ciotoi, eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația aici la noi, la rubricuța cu Alinuța. În încheiere am dorit tare mult să ne cântați un refren dintr-o melodie care dumneavoastră vă place cel mai mult, în dar pentru telespectatorii rubricuța cu Alinuța și Joi Petreceți cu Noi, iar noi, bineînțeles, că vom continua petrecerea la Joi Petreceți cu Noi cu Lorena în platoul emisiunii. Dacă nu te văd o zi, vai ce supărare, mi se pare ora zi, ziua lună mare, un minut de te-aș vedea, nu mi-ar plânge inima. Dacă nu te văd o zi, mi se pare o zi, ziua lună mare, un minut de te-aș vedea. Să te sărut, fă cum vaca să te văd, să te strâng la piept, minut de te-aș vedea, cum ar plece, cum vaca să te văd, măcar un minut, măcar un minut, și să te sărut. Da, dragi telespectatori, interesant interviu, Alinuța. Nu i-ai pus întrebări așa din acelea mai indecente, dar totuși am aflat câte ceva de la Dan Ciotoi. Da? Dan, nu ne-ai spus ceva. Ce? Eu speram să răspund la întrebarea aia cu femeia, Alinuța, ce se întâmplă? L-am întrebat pe domnul Dan, știind că din totdeauna a fost și este un bărbat fermecător, șarmant, l-am întrebat dacă există în viața lui o femeie pe care nu va uita niciodată și mă așteptam să spună că eu. Da, dar eu mă așteptam să spună Lorena. De ce, Alinuța? Așa am zis și eu. Păi, și Dan ce-a făcut? Nu ne-a, m-am abținut ca să nu ne-a sucertă. Ne-ai lăsat așa în ceață, Dane, ce se întâmplă?
Bine, atunci lasă, că o întreb pe Cristina Mabruc, ce mai face, ce regrete are. Niciun regret, bună seara, bine. Niciun regret? Găsit. Atunci niciun știi regret. Ceva? Nu te mai întreb nimic, vă cântă-ne. Pup, o seară plăcută vă doresc și vorbim după. Cine nu trece prin greu nu va da de bine. Așa e viața mea și la fel și a ta. Cine nu e supărat nu are fericire. Așa e viața mea și la fel și a ta. Bineînțeles, Măriuca, Victoria, Văsi, încep cu tine. Ce ne mai cânti? O să vă cânt Trenul e mașină mică, interpretat de Maria Tănase. Oh, frumos, frumos! Vrei să mai saluți pe cineva? Vreau să o salut pe bunica și pe fratele meu.
Așa, dă-i microfonul Mariei Alexandra Dobre, pentru că vrea și ea să salute pe cineva. Vreau să-mi salut tatăl și fratele mai mic care sunt acasă și bunicii. Bine, Maria Gabriela Angel, pe cine salută? Eu îi salut pe tatăl meu și pe fratele meu care acum se uită la noi și bunica ca să... Da, și bunica. O pupăm și pe bunica, sigur, și-l trebuie să o pupăm. Și mai... Cum se numește bunica? Alexandra. Bunica Alexandra, te țucăm de nu te vezi, așa cum zice Lorena. Și mai salut pe domnul profesor Vlad Gheorghe. Bine. Sara, pe cine salută? O salut pe bunica și pe bunicul și pe cei doi frați mai mici. Și vrei să ne spui ceva, că ai în lucru un videoclip sau l-ai terminat? Nu știu. Am terminat videoclipul, dar piesa ai încă terminat, nu este filmările, scoasă. Nu? Da. Și când o scoți? La sfârșitul lunii septembrie. Deci la sfârșitul lunii septembrie te aștept la Etno TV să o lansăm? Da. Bine, Sara. Mulțumesc pentru prezență. Atât ție, cât și minunatelor fetițe. După ce au salutat pe cei de acasă, eu zic să ne și cânte muzica. Să vă petreceți cu noi, hai, bună seara. Că am venit aici la voi.
mergem împreună, hai bună seara.
și nu e dor. Să vedeți acum ce pot când îmi vine pandalia. Distrins toată România, asta e și nu e dor. Să vedeți acum ce pot când îmi vine pandalia. Distrins toată România. Shalalaila, o lună și patru zile, shalalaila, cu prietenii mei lângă mine. Unde-n chef și voie bună, shalalaila, aștepte ce cât o lună, shalalaila, o lună și patru zile, shalalaila, cu prietenii mei lângă mine. Asta e și nu e tot, să vedeți acum ce pot. Pandalia, distrins toată România, asta e și nu e tot. Să vedeți acum ce pot când îmi vine pandalia. Continuăm petrecerea. Dacă vreți să vă mai cânte cineva din platou live, dar bineînțeles vreau să stau de vorbă și cu prietena emisiunii noastre, Margareta Pârvu. Bine ai revenit! Bine v-ai găsit! Știi cum zice proverbul acela? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Apoi Margareta a venit de la început, am avut aici și tinere talente și acum a venit rândul tău, dar să știi că în fața televizorului acum sunt trilioane, trilioane de telespectatori și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim pentru toată susținerea, vă mulțumim pentru că ne urmăriți și pentru că aduceți această
această emisiune în topul audiențelor. Vă mulțumim și pentru săptămâna trecută și vreau acum, Margareta, draga mea, să transmiți un gând frumos telespectatorilor care sunt acum în număr foarte mare acolo a Căsică. Bună seara și bună mulțumesc seara pentru invitație. De fiecare dată ușa emisiunii noastre e deschisă. Cu drag, cu drag. Eu îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Pe cine salutăm? În primul rând am doi frați de suflet. Așa. Pe prietena mea, surioara mea, Vasilica Vlădoiu. Da, o pupă! Și familia ei minunată. Mai am un frate de scenă, drag, sufletului, Ionuț Banu. Da. Îmi salut copiii, îmi salut frații, surorile, toți cunoscuții, toți prietenii. Și eu vreau să-l salut și pe George Silviu. Nu, în ultimul rând, pe George Silviu. Prietenul emisiunii noastre, prietenul corect tău, cel care te susține și ne imprimă emisiunile așa ca să le putem posta cât mai repede. Adevărat. Dar să știți, dragi telespectatori, că toate emisiunile joi petreceți cu noi, toate edițiile sunt postate pe pagina noastră de YouTube, pe Etno TV. Margo, ești pregătită să ne cânti? Sigur că da. De data asta, singurică, singurea. Singurică, da. Chiar acum da, pentru toți telespectatorii. Margareta Pârvu. S-a strâns lume multă, unii joacă, alții cântă. Hai să facem horă mare, ca la zi de sărbătoare. Uite, s-a strâns lume multă, unii joacă, alții cântă. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc. Stele strălucesc, cu drag horile împârtesc. Așa-i hora la român, ce se joacă din străbuni. Pe cer stele strălucesc, cu drag horile împârtesc. Așa-i hora la român, ce se joacă din străbuni. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc. Joacă hora până-n zori, joacă fete și feciori. Se laudă zi mai tare, ca la zi de sărbătoare. Joacă hora până-n zori, joacă fete și feciori. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă hora cu foc, să le aducă noroc.
sunt lăutare, că e zi de sărbătoare. Zorii zilei a venit, noi jocul nu l-am oprit. Cântă, cântă lăutare, că e zi de sărbătoare. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă ora cu foc, să le aducă noroc. La român de sărbători, se strâng fete și feciori, și joacă ora cu foc, să le aducă noroc. Mulțumim, mulțumim din suflet, Margo! Am făcut și sârba, dragi telespectatori. Acum oare ce urmează? Nu știu, ce ne va cânta Gabi Constantin? Și apoi, da, poți să vii lângă mine, Găbiță. Oare sârbă, horă? Horă. O horă să vorbești horă. La microfon? O horă. Așa, păi, na, el a șters de ruș, că vorba aia, colegii îmi ziceau aici că tu da. Ștergi microfonul de ruș. Da, nu, din obișnuință. A, din obișnuință? Din obișnuință, păi tu n-ai microfonul tău la cântări? Da, da. Și ce, te rujezi? Nu mă rujez, dar... Am înțeles. Mai facem și noi câte o glumiță, așa, ca de dimineață. La mine e dimineața acum. Gabi, ce să te mai întreb eu? Cântării cântăm, sunt... Cântăm, ce să mai ne... Unde te găsește publicul? La evenimente. Da? Pe Facebook, pe TikTok, pe toate rețelele de socializare. Pe toate rețelele da. Ești Gabriel Constantin Para. Music. No? Music și da. Music. Dar oare Cristina Mabruc cum e pe... Ia, vino Cristinuța. Bună seara. Bună Dacă seara, tot m-ai chemat păi, lângă tine... Păi nu m-ai mai salutat o dată azi. Nu știu, te mai salut încă o dată. Vreau și eu să urez bunicii mele da. La mulți ani. Astăzi, nu întâmplător, poate sunt la tine aici, că este cea mai fidelă telespectatoare a ta. Oh. Mama Elena, la mulți ani, să fie sănătoasă. Mama Elena, bățucălor, Rena de tătătăt. Așa, și vreau să salut și părinții mei, fratele, cumnata, nepoții, toți. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Da, mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Da, mulți ani! Mei, da, și greu îi oprești. Deci, Cristina, Instagram, zi? Facebook, TikTok, YouTube, Cristina cu capa, Mabruc. Cristina Mabruc. Follow și așa. Subscribe. Și acum, dragilor, dacă tot și-au făcut reclamă așa la paginile lor de socializare, haideți să-i ascultăm cântând câte o piesă faină și după ce ne cântă ei așa câte o piesă mititică, apoi să vedeți ce urmează. Muzică live și dedicații muzicale pentru cei de acasă.
Continuare. Îl avem aici pe maestru Dan Ciotoi, avem toată formația Generic, avem invitați de invitați care au rămas în platoul emisiunii noastre, Alinuța cu rubricuța, mult succes săptămâna viitoare, ne-ai pregătit mulțumesc, o altă rubricuță frumoasă. Și un alt artist de seamă. E, scumpilor, vă mulțumesc pentru prezență, iar dumneavoastră rămâneți în fața micilor ecrane, pentru că noi continuăm chiar acum, live. Începe maestru Dan Ciotoi și cântăm cu toții Se mărită Mona mea. Se mărită Mona. Cine se mărită anul ăsta? Mona și Simona. Mona și Simona. Dragi telespectatori, joia viitoare va fi și mai tare. Rămâneți pe recepție. Vă țucă Lorena și acum muzica! Hai, 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 hai
stradă am întâlnit o fată, avea părul negru și ochii căprui. O stradă am întâlnit o fată, avea părul negru și ochii căprui. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mora mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mora mea, nu știu, Doamne, ce-i. Eu ales de tine, aleg cu mare dor. Vino la mine, ca pasăre zbor. Eu ales de tine, la tine cu dor. Rămâneți cu noi!